Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o altă etalare pentru septembrie. Zic o altă pentru că deja ați avut toți, dar acum vin cu o altă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur. Da? Ați mai avut pe jumătatea lui august și septembrie cuplu singur, toate zodiile, în relație cu toate zodiile. Ați mai avut etalarele la alegere, în formă de cruce celtică. Acum voi face 3 cu 3 cu 3 și rămâne de văzut care cu cine rezonează. Primul mesaj pe care l-ați primit este femeia de lumină. Femeia de lumină. 49. Numărul 49. Aceasta este cartea superbă. O femeie care primește lumina cu sufletul deschis, cu întreaga ființă și începe să o radieze în jurul său. Simt că pentru unii dintre voi această femeie de lumină, e clar că e femeie, este, da, ar putea să fie și un bărbat care își lucrează energia feminină într-atâta încât se manifestă, dar eu simt că e femeie. Și se zice că e femeie. Însă această femeie, nu că însă, aș vrea să nu confundați personajele din viața voastră. Această ființă de lumină, evident că și-a lucrat spiritualitatea mult timp și o împărtășește, împărtășește adevărul, că de fapt asta e lumină, adevărul, dragostea, o altfel de dragoste, nu pământeană, cum majoritatea cei cu planete în semne de pământ sunt obișnuiți. Zic majoritatea, această femeie de lumină poate să fie oricând colegă la locul de muncă, șefă la locul de muncă, poate să fie o doctoriță, poate că e îmbrăcată în alb, poate să fie un profesor sau o profesoară de-a voastră cu care v-ați mai întâlnit cândva și acum vă reîntâlniți sau vă aduceți aminte de cuvintele lor. Este un personaj care vă inspiră în această perioadă. Nu simt că toată lumea, că sunteți voi. Nu simt că sunteți voi, pentru că voi trebuie să învățați să vă iubiți. Aici este mesajul vostru. Să învățați, iubește ceea ce ești. Să învățați să vă iubiți. Și, evident, da, prin inspirația aceasta, să învățați să demonstrați dragoste. Adică să învățați să vă iubiți, să primiți dragostea divină, lumina divină. Să înțelegeți că această lumină ne transformă, vă transformă. Aveți numărul 8. 8 este numărul scorpionului și, după cum știți, este casa a șaptea a relațiilor la voi, cei cu ascendent în semnul taurului. Și, în general, scorpionul este opus vouă. Este o zodie intensă care se transformă continuu. Spre deosebire de unii tauri care sunt reticenți la transformare și știu multe cazuri. Știu multe cazuri. Acum, în momentul în care vă lăsați transformați, simțiți că sunteți și voi divini, așa cum simte această femeie de lumină, sunteți încântători, că meritați cele mai frumoase lucruri pe care viața vi le oferă, da? Același lucru îl simte și această femeie. Repet, nu sunteți voi, pentru că voi trebuie să urmați exemplul. Iubește ceea ce ești. Acest personaj iubește faptul că este conectată la spiritualitate. Nu are nicio îndoială că este conectată la spiritualitate și evident că s-a lăsat transformată și transformarea nu e ușoară. Optul acesta nu este deloc ușor. Da, e o călătorie personală, afară de călătorile pe care le avem de a face în viață cu personaje din viața noastră. Avem această călătorie personală. E o corabie în care există doar vâslașul, cum s-ar zice. Și interesant că și această corabie, tot sub formă de femeie, este. Energia feminină trebuie trezită, pentru că ani de zile, mii de ani, mii de ani, această energie feminină a fost umilită de-a lungul istoriei și trebuie trezită, trebuie lăsată să se manifeste, trebuie să fie lăsată să inspire. De-aia zic, nu sunteți voi, este un alt personaj care vă inspiră să faceți la fel, să vă iubiți, să vă transformați și nu-i ușor,
să călătoriți către nouă, către creșterea voastră, da? Și să demonstrați dragoste într-un final. Da? Să demonstrați dragoste. Și această demonstrație de dragoste se face în multe feluri, în foarte multe feluri. Nu vorbesc doar de dragoste față de partenerul vostru, dragostea față de voi, deci iubește, ceea ce e. Și ce înseamnă să demonstrezi dragoste? Înseamnă să te respecti, să nu te duci cu oricine, să nu vorbești oricum, oricui, să manifesti respect față de tine prin faptul că răspunzi când ești întrebat, când ai nevoie de o pauză, explici cuiva, nu lași oamenii cu ochii în soare, dar sunt multe feluri de a demonstra dragostea și respectul față de tine, față de cei din jur. Asta înseamnă. Eventual, da, dacă vreți să vă gândiți și la relația voastră cu altcineva, deși eu simt că acum focusul, concentrarea este pe voi, fiți atenți la ce este important pentru cei dragi, pentru oamenii pe care îi respectați. Nu ce este important pentru voi, sau încercați să faceți un echilibru între ceea ce este important pentru voi și ce este important pentru ei. Aici este transformarea. Am spus că cineva vă ghidează. Sunteți într-o oarecare cădere. Este falling. Falling, da? E o cădere. Dintr-o poziție. Dar căderea asta se face tocmai ca să vă ridicați. Căderea asta într-un aspect al vostru, cădere, nereușită, eșec, o situație neplăcută, asta înseamnă falling, cădere, da? Vă obligă să vă regăsiți, să vă iubiți pe voi în orice situație, chiar dacă pierdeți, chiar dacă ceva nu merge în viața voastră, voi trebuie să vă iubiți, să acceptați schimbarea și apoi să demonstrați dragoste față de voi prin tot ceea ce face, să face spre sănătatea voastră, spre ridicarea voastră dacă picați, da? Această cădere este urmată de o atingere eterică. Am spus, este cineva care vă inspiră, cineva care este trimis de divinitate să vă atingă într-un mod delicat, eteric. Nu simțiți această atingere fizic, dar simțiți influența ei. Simțiți influența ei. În continuare aveți un înger de lumină care se trezește. Înger, da, de lumină, femeia de lumină. Este îngerul lui Jupiter. Probabil că unii dintre voi sunteți marcați de Jupiter. Zic că sunteți marcați, poate aveți în harta natală, poate în sinastria dintre voi și cineva. Există acest Jupiter care trezește la spiritualitate. După ce, mult timp, poate ați fost, v-ați devotat lucrurilor mici, lucrurilor, nu zic musai pământene. Poate materialiste. V-ați devotat lucrurilor mici. Însă asta n-ar fi o problemă. Dacă vă devotați lucrurilor mici, o puteți face cu grație. Puteți dezvolta prin această devoțiune pentru detalii, pentru cele terestre, puteți manifesta un soi de rai aici, în viața voastră, într-o grație specială sau o grație divină se poate manifesta prin toate aceste lucruri și să vă creați raiul vostru pe pământ în condițiile în care toată lumea trăiește într-un haos. Și iar apare iar elementul feminin, într-un fel sau altul seamănă, cineva care vă arată, da? Vă arată cum să faceți, da? Cum să sădiți în grădina voastră. Dar, repet, nu concentrați pe obsesii materialiste, ci pe dorința de a crește, de a construi, de a manifesta un rai special în condițiile în care oamenii acum se pregătesc de o criză, de o altă criză, de diferite crize. Da? Lăsați acest înger al lui Jupiter să se trezească. Până acum a dormit și Jupiter înseamnă spiritualitate, de-aia zic, este urmat după această carte a lucrurilor mici. 32 înseamnă 5, da, 5 și 6, iar este o creștere, am zis, dacă v-ați devota lucrurilor mici, cum să faceți bani cu pași mici, cum să creșteți în, eu știu, în poziția socială cu pași mici, profesională, încercați să integrați acest înger al lui Jupiter.
să-l lăsați să se trezească. Spiritualitatea să o integrați în tot ceea ce faceți, în tot ceea ce faceți, adică și când gătiți. Să binecuvântați mâncarea cu rugăciune. Nu doar să faceți mâncare, că trebuie să faceți mâncare, să mâncați voi și altcineva, da? Asta înseamnă adevărata devoțiune pentru cele mici, mărunte, dar în condițiile în care lăsați pe acest Jupiter să se trezească, spiritualitatea, da? Atunci manifestați această atingere divină care vă va ridica din această cădere. Unii chiar aveți o situație și există aceste personaje sau acest personaj, neapărat aceste personaje, am văzut din perspective diferite. Aici este frontal, aici este profil. Amândouă inspiră. Sau același personaj inspiră. Primiți lucrurile cu dragoste, inspirația, primiți-o cu dragoste și apreciere. Și apoi, în momentul în care primiți lumina și lucrurile mici, acelea care trebuie făcute, toți trebuie să le facem, fiți de ajutor. Inspirați și pe alții cum să facă, cum să-și crească această, să-și dezvolte această grădină interioară și chiar practică. Eu lucrez în grădină și îmi place la maximum. Mă și bucur că sunt sănătoasă și pot să o fac. Iertați pe cineva. Aveți pe cineva de iertat. Încă e undeva în umbra voastră această poveste. Voi ziceți că ați iertat-o, dar faptul că nu pășiți în continuare către această atingere divină, către această trezire, așa cum poate ar trebui să o faceți, unii o faceți, alții nu. Sau o faceți într-un mod prea lent. Înseamnă că încă nu v-ați vindecat. Vindecați-vă, cereți ajutorul, consiliere în acest caz. Pentru că ați fost într-o relație în care s-au purtat măști, în care nu v-ați privit, uitați, oamenii ăștia nu se privesc. Sunt adormiți spiritual. Aceasta a fost tocmai, am zis, e o cădere. A fost tocmai, ați experimentat-o ca să creșteți, ca să vă atingeți, da? De acest înger al lui Jupiter, să creșteți în spiritualitate. De-abia acolo, în momentul în care lăsați această relație în spate, de-abia acolo vă veți întâlni cu perechea voastră divină. Aici, cele două mâini se țin cât mai strâns. Aici cei doi nici măcar nu se privesc. Nici măcar nu se privesc. Așa că încă mai aveți ceva de iertat. Unii dintre voi. Haideți să vedem. Ia uite. Semn de pământ. Semn de pământ. Că o fi în relație cu un semn de aer, mai mult sau mai cu puțin contează pentru mine. Voi știți. Dar e un ciclu de mari trădări, de mari durere, de mari suferințe. Ia uite, unul dintre voi simte, taur, da? Că a fost manipulat. Din motive financiare. Și se blochează creșterea, se blochează abundența. Dacă a fost o relație de lungă durată, se blochează într-un fel sau altul atmosfera de acasă, din relație, se avansează din ce în ce mai greu, da? Până la separare. Din ce în ce mai greu până la separare. Cineva acolo, acasă, a fost foarte egoist. S-a concentrat doar pe satisfacțiile sale. În fine. Că e relație de lungă durată, că e familie, iar văd chestiuni legale. Unii dintre voi aveți de discutat niște chestiuni legale. Taur. Soare, lună, Venus, ascendentul de nord, în Taur, septembrie. Ia, uite, 2020. Ați fost într-o relație toxică, șapte.
7 ani pentru unii, semn de pământ sunteți voi, sau cu un alt semn de pământ, ori cu o fecioară, ori cu un capricorn. Mai mult sau mai puțin contează pentru mine, voi știți, dacă vă regăsiți zodiile. Pe mine mă interesează mesajul în sine. Această relație toxică, care s-a creat codependență financiară, sexuală, s-a manifestat ego-ul, frica, frica de singurătate, frica de nu știu ce, voi știți de ce, adicții, da? V-a ținut pe loc. 7, cineva care stă și se gândește. 8 deja înseamnă transformare, alchimizare. Am văzut mai devreme 8-ul, da? 7 iar e numărul lui Saturn, o lecție karmică. Un cuplu. Ați fost într-un cuplu în care ați învățat o lecție foarte importantă a fricii, a egoului, a dependențelor. De a zic, iubiți-vă așa cum sunteți ca să vă puteți transforma, dar după 7 urmează 8, transformarea. Eventual, unii dintre voi așteptați pe cineva și așteptarea aceasta devine intoxicantă. Dar simt că totuși primul mesaj pentru unii este mult mai posibil. Taur. Septembrie 2020. Ia, 3, ia uite, iar a vrut să se arate clar că a stat în așteptare. Ia uite cum s-a arătat, 10 de spade, 3 de cupe. Care a intrat în triunghi amoros, voi știți, semnul de aer, semnul de pământ, nu contează. Poate a intervenit voit, nevoit, un al treilea semn de apă, iar... Însă, pe mine nu mă interesează foarte mult a treia parte. Pe mine mă interesează voi, pentru că vouă fac etalarea. Iar se vede 7 de monede. Deci ați evitat să investiți într-atât încât să vă transformați. Și asta e bine. Dacă în ultima vreme ați evitat să mai investiți în personajul care v-a trădat, e bine. Asta înseamnă că veți manifesta prieteni de calitate în viitor. Veți manifesta întâlnirea cu sufletul pereche în viitor, la un moment dat. Clar, pentru unii a fost un triunghi amoros, cu 3 de cupe și 10 de spade, clar. Și, evident, experimentând așa ceva, ați rămas într-un fel de stand-by. Poate ați și obosit să munciți în transformarea voastră în acel 8 de monede. Dar e doar un moment de respiro. În această perioadă de respiro trebuie să vă vindecați. Am zis că trebuie să iertați. Se vede, da? Iertați pe cei care v-au rănit și cereți ajutorul în cazul în care încă vă mai doare, încă simțiți că au mai rămas cotloane în sufletul vostru în care vă aduceți aminte de niște situații din acea perioadă. În prezent, ia uite, nu musai că voi sunteți preoți, da, nu, preot înseamnă mult mai multe, dar uneori poate să reprezinte pe cineva cu planete în Taur. Marele preot, Luna, interesant. Valetul de cupe. În prezent aveți pe cineva cu marcaj, zic marcaj, pentru că nu e obligatoriu, dar este foarte posibil să aibă planete cu două cărți, da, de apă. Foarte posibil să aibă planete în semnul peștilor, racului sau scorpionului. Asta pentru că apare valetul de cupe.
Și aici apare marele preot. Aveți o legătură spirituală cu cineva. Poate să fie și acest personaj. Nu o să fie un personaj față de care aveți sentimente romantice, da? Nu, nu e obligatoriu. Este o legătură spirituală. Că se manifestă și în viața voastră personală romantică, bine, dar nu este obligatoriu. Este o legătură spirituală pe care o aveți între voi și acest personaj. Însă, lucrurile încă sunt secrete, există un mister, există niște frici emoționale din partea nu doar a voastră, și a lor, a amândurora, pentru că vă oglindiți. Și totuși se dorește comunicarea, o comunicare, poate acum la lună plină, rămâne de văzut. Ah, interesant, luna plină în pești. Foarte interesant. Asta vă ajută să vă eliberați de acest trecut. Superb ar fi. Am zis, în momentul în care reușiți să vindecați, vă atrageți sufletul pereche, pentru că 3 de cupe poate să fie întâlnirea cu sufletul pereche, pe care l-ați așteptat mult timp, dar nu ați putut să-l manifestați din cauza acestor situații. Nu se relație, poate să fie la locul de muncă, poate să fie în familie, da? Voi știți, pentru că sunt multe variabile. E o etalare colectivă. În prezent vă conectați la această lumină, la spiritualitate, la legile divine, la legile biblice, pentru că avem marele preot care ține legile biblice. Cele 10 porunci le ține pentru că este frică să nu mai fie trădat și să nu sufere consecințele acțiunilor sale. Interesant mesaj. Pentru că este frica aici la mijloc. Dar tot la mijloc este și intuiția. Intuiește că dacă la un moment dat le urmează din frică, în momentul în care le va înțelege că frica apare din cauza că nu înțelegem lucrurile, nu înțelegem lumina, da? În momentul în care va depăși această frică, va putea să o împărtășească, cum am zis, în momentul în care va înțelege lumina pe care o primește, va trebui să o radieze, da? Vedeți? Împărtășește, iar cineva oferă, nu mâna, musai, cât o soluție, o comunicare emoțională. Foarte frumos. Dar această lună plină în pești este foarte importantă pentru voi din punct de vedere spiritual. Bine, pentru toată lumea, dar se pare că pe voi, cel puțin în aceste cărți, după cum vedeți și voi, vă marchează. Ia să vedem ce mai apare. Ia uite, regina de cupe, clar, pești, drac, scorpion sau, nu musai, să aibă acolo multe planete. Sau să aveți în sinastrie niște aspecte puternice. Regina de cupe, 6 de spade și spânzuratul, iar semnul peștilor. Deocamdată nu comunicați, dar trebuie să iau, uite, nu comunicați. Și unul și celălalt vă simțiți dezamăgiți, părăsiți. Dar asta se întâmplă tocmai ca să vă vindecați. Am vorbit de vindecare, de iertare mai devreme. Pentru că la un moment dat va veni și soarele. Undeva prin octombrie, poate. Sau sfârșitul lui septembrie, rămâne. Să vedem cum se manifestă, da? Și veți începe să clădiți încet, încet. Ia uite, vă reclădiți stabilitatea, ceva. La capătul setului de cărți ce aveți? 4 de bâte. Ați fost într-o relație, ia uite, într-o relație pentru unii. Nu musa e semn de aer, poate să fie semn de foc, berbec, leu, săgetător, balanță, gemeni sau vărsător. Ați fost într-o relație de lungă durată. Ați trăit în aceeași casă, asta vreau să zic, cu cineva. Însă s-a dorit controlul, că ați dorit voi, că au dorit ei controlul, iar poate să varieze, pentru că acesta poate să fie și taur foarte bine, da. Și s-a ajuns la lacrimi, la regrete, la separări, la neîmpliniri emoționale și trebuie să vindecați. Uite,
Trebuie să vă vindecați, asta înseamnă cupa. Cineva vă oferă această cupă. Vouă, taurilor, iar semnul taurilor. Dar trebuie să lăsați în urmă argumentele oamenii care vă îndepărtează, vă îndepărtează de creșterea voastră spirituală, dragii mei. Judecați corect oamenii din preajmă, felul în care ați învățat în preajma unora dintre cei cu care relaționați, cum ați învățat să vă purtați. Deci în viitor apare Regina de Cupe. Regina de Cupe, un personaj foarte blând, da? Foarte blând, foarte emoțional, care îi susține și pe ceilalți, din punct de, cel puțin din punct de vedere emoțional, posibil să fie una și același personaj, da? Aici să funcționeze ca și mesager. Aici este deja regină. Însă lucrurile în continuare stagnează. Stagnează pentru că central există frica aceasta de trădări. Poate să fie această frică din partea amândurora. Și a voastră și a lor. Și a persoanei care v-a trădat. Această frică de trădări, de dureri, este centrală încă. De-abia în viitor, de astea sunt cărțile de viitor, începe detașarea emoțională. Și detașarea emoțională către ce duce? Am văzut că soarele se vede mai încolo. Duce către o perioadă în care stagnarea este importantă, tocmai ca să vă regăsiți lumina. Conexiunea la spiritualitate, o altfel de spiritualitate, casa 12 a viselor, a somnului. Interesant, poate aveți nodul nord în pești, unii dintre voi. Deci ultima serie, numai planete în pești. Spânzuratul, valetul de cupe, 3 de cupe. În fine, în trecut, ați așteptat. Șapte de monede. Ați așteptat relații stabile. Însă, se pare că ați avut parte de trădări. Ați așteptat relații serioase, legături spirituale, le-ați așteptat. Însă, până acum ați manifestat frică și voi și oamenii cu care ați avut de-a face, pentru că oamenii care rănesc din frică. Foarte posibil, unii dintre voi, ori voi, ori cineva cu marcaj în semne de apă, da, să vă aștepte pe voi, că e o zonă a trecutului. Taur, pești, drac, scorpion și așteptarea. Mergem mai departe, construim, transformăm, e 8, da, transformăm, sau rămânem în stand-by. Probabil că așa sunteți de ceva timp. Cei care sunteți în relație cu pești, drac, scorpion, cu această regină de cupe, cu care puteți face un cuplu, deosebit de oameni care sunt ghii spiritual pentru alții, acesta este un cuplu divin deosebit. Amândoi sunt consilieri. Amândoi sunt consilieri. Împreună puteți să-i ajutați pe cei din jur. Însă, se pare că așteptarea până acum s-a manifestat așteptarea. Poate că unul dintre voi, poate că voi, unii sunteți obosiți și aveți nevoie de un timp să vă odihniți pentru a trece către 8, da? Încă un timp vă mai trebuie până iertați, până vă eliberați, până vă detașați mental. 6 de spade, vă detașați mental de acest ciclu. Dar eu zic că deja și aici e lună plină și aici e central, luna plină și astăzi e lună plină, dragii mei, în pești. Da? Lună plină în pești. Lună plină în pești. În momentul în care faceți aceste eliberări, vă atrageți bucurie, sufletul pereche, da? Cele două suflete, că acest mesager puteți să fiți voi,
doritor să vă exprimați dragostea, da? Pentru că am văzut mai devreme, în timp ce amestecam cărțile, există o reținere. Două cupe și a treia este relația în sine. Dar, repet, nu se poate manifesta până nu vă eliberați și până nu călătoriți. Ah, interesant. Trebuie să călătoriți. În viitor vă doriți să călătoriți, dar știți că aveți de făcut niște sacrificii pentru această călătorie. Interesant. Însă, se va manifesta pentru că apare soarele. Se va manifesta. 5 de monede și 4. Trebuie să... Această călătorie vă va scoate din această răceală. Vă va aduce claritate și vindecare. Și în primul rând, trezirea spirituală, da? Woman of Light. E o inspirație. Mai încolo, mai încolo. Deocamdată am spus, asul de cupe îl văd ca pe o vindecare. Dintr-o situație în care cineva a vrut să vă controleze acasă. Control, control. Că o fi partea masculină, că o fi altcineva, poate să fie și o femeie care se manifestă ca un bărbat. Există multe femei, din păcate, care nu-și manifestă această latură. Aceasta este latura feminină autentică. Orice femeie care nu se manifestă așa, înseamnă că s-a îndepărtat de esența ei. Asta e clar. Da, unii dintre voi ați avut de-a face cu... Acum, în relațiile intime, există o gelozie din partea cuiva. Din partea cuiva. Ori voi ați văzut pe cei care v-au trădat cu personajul care au fost, rămâne de văzut cum se manifestă această gelozie, dar clar că există. Oricineva vă opândește și e invidios pe fericirea voastră. Și aici există, da? Niște personaje care pândesc. Semn de aer, semn de foc pentru unii. Ia uite, dar trebuie să puneți capăt. Apare moartea și 6 de cupe. Este cărțile. Tăuraș, tăurițe. Tăuraș și tăurițe. Tauri, septembrie 2020. Relații. Ia uite, a vrut să se arate. Deci chiar există cineva obrăznicuț așa? În viața voastră personală, vă doriți niște experimentări, unii dintre voi. Dar, dragii mei, nu puteți să faceți cu oricine aceste experimentări. Voi știți, sigur, că anumite personaje îngăduie, anumite personaje nu vor îngădui. Că aici este dragostea față de sine, respectul față de sine. Și totuși undeva sunteți. Există acest personaj secret, misterios, Marea Preoteasă și Asul de Cupe. Apare și aici, apar multe cupe aici. Există acest personaj care vă deschide sufletul într-un fel sau altul, chiar mintea, dacă sunteți femei. Dacă sunteți bărbați, da, mintea că eu stea. Dacă sunteți bărbați, vă deschide sufletul într-un fel sau altul. Deși în spate, foarte, foarte posibil, așa simt, că ați avut genul de relații în care nu v-ați implicat atât de mult sufletește, v-ați implicat fizic, dar ați experimentat diferite chestiuni, dar nu a fost o legătură spirituală și emoțională între voi și anumiți parteneri, majoritatea partenerilor, partenerilor din trecut. Acum există cineva în trecut, în trecut, în umbră vreau să zic, în secret, că e Marea Preoteasă.
care vă deschide o nouă lume, interesant, o nouă lume emoțională. Nu prea multe. Trebuie să alegeți între două personaje. Wow! Lumea. Ia uite, iar apar îndrăgostiții, moment de alegere între două personaje. Taur. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Taur. Luna este încheiere de capitol. Încheiere. Ok, da. 9 de bâte. Oh, și regina de cupe. Iar a vrut să se arate. Regina de cupe. Ce frumos. Oh, și Marea Preoteasă. Un început. Un început pe care l-a așteptat. 7 de monede. Ori unul, ori celălalt. Un început în adevăr, în care da, să mărturisiți că în trecut ați fost mai experimentali unii dintre voi, însă problema este cu această lume, acest capitol, da, al experimentării din partea unora, nu vă supărați, vorbesc despre unii, știți bine că mulți tauri, mai ales bărbați și tăurițe, unii au tendința să caute această plăcere pentru că sunteți marcați de Venus, măi. De Venus sunteți marcați. Și nu aveți cum să nu căutați plăcerile. Dar, repet, există o trezire. Care plăcere? Care îmi deschide sufletul sau care îmi trage întreaga ființă și destin în jos, cădere, da? Îmi face hedonist, hedonist, da? Lumea, de fapt, a venit invers. Unii încă nu v-ați separat de acest capitol. Tocmai din cauza asta aveți un blocaj nou de monede, de bâte. Aveți un blocaj, n-a vă deschide sufletul. Posibil, cineva din trecut, că e un capitol care încă nu s-a încheiat, încă vă mai ispitește. Ar mai fi și o altă variantă, așa o simt. Tocmai pentru că totuși a apărut lumea, este lecție spirituală pe care acum de-abia o învățați și învățătura unor merge mai rapid, altor mai greu, știți cum e? Înveți o poezie și te împotmolești la un singur cuvânt, asta înseamnă că n-ai învățat lecția. Dar ești pe cale, mai un pic, mai un pic și o înveți, da? Mai un pic și experimentați altfel de relații în care veți adora. Ca și bărbați, femei care merită să fie adorate. Femei care merită. Da? Regina de cupe, Marea Preoteasă. Cu care puteți manifesta adevăr. Care eu așa simt, în acest as de spade, simt că vă eliberează, nu că vă leagă. Pentru că spadele nu leagă. Cel puțin simbolul pozitiv al acestor spade este faptul că nu leagă, eliberează. Dacă ați fost legați, da, de această natură experimentală în trecut cu alte personaje, posibil cu marcaj în semn de aer, posibil, zic marcaj, va veni, deja există într-un fel sau altul, iar s-a arătat Regina de Cupe, Marea Preoteasă. Cineva care vă oferă într-adevăr o dragoste care vă umple sufletul și care vă eliberează de aceste legături karmice. Ia uite, și aici e legătură, da? 7 de monede. Aceste relații vă țin pe loc. Nu sunteți liberi în brațele lor. Aici sunteți liberi. În momentul în care manifestați, interesant, ce frumos, aici este perechea. Marele preot și Marea Preoteasă. Aici este perechea divină. Cei doi, într-adevăr, se pot onora, se pot adora împreună. Altfel, riscați să adorați oameni care nu merită și care vă vor aduce dezamăgiri. Dacă mai încearcă cineva din trecut să vă ispitească, da, dați-vă timp, blocați-vă accesul la grădina voastră interioară ca să lăsați lumina în acea grădină, da? Nu tentația, nu diavolul pe care l-am văzut. Cam acesta e etalare, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!